Salut, bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi urmează să îl preluăm pe Huggy Wuggy pentru că facem rost de posesor în episodul de astăzi și eu voi deveni Huggy în acest episod. Oh, vreau să văd! Oh, nu-i de bine! Mai bine să plecăm! Pisica, nu fugi! Hei! Vino înapoi! Deci, în episodul de astăzi vreau să văd cum este să fii Huggy pentru 24 de ore. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri vreți voi să strângem la episodul de azi? Stai să vedem aici, să ne consultăm cu panoul. Ne consultăm. Panoul ne instigă. 25.000 de like-uri. 25.000 de like-uri oare? A? Ia zi, Mihai, ești de acord? Ești de acord cu ce zice aici pe panou? Ia să vedem. 25.001. Adevărat, nu m-am gândit la asta. 25.001. Bă, chiar vreau să văd dacă reușim să strângem 25.001. Cum ar fi? Ar fi destul de tare, sincer să fiu, dar nu știu dacă o să reușim chestia asta. Dar hai să vedem, dacă fiecare dintre voi apasă acolo pe butonașul de like, poate reușim să strângem. Și bineînțeles o să trebuiască să mergem să găsim posesorul mai întâi, pentru că este destul de ascuns. Așa că hai să mergem, hai să pornim la drum. Hai să mergem. Fără posesorul ăsta eu nu pot să-l preiau pe Huggy. Băieții, aia e statuie sau e ce credem noi că este? Doarme? Nu știu de ce stă pe loc. Hai să trecem pe lângă el. Hai să trecem pe lângă el, poate nu se ia de noi. Îi aud muzica, îi aud muzica. Și acum zic că bine ați venit. Și atacă. Bă! Ok, hai să... Hai să plecăm, poate eu nu ne vede. Să plecăm. Ok, nu știu care e faza. Nu l-activa, hai să-l lăsăm, zic. Nu știu care e faza și de ce nu se mișcă, dar... Că unul în față! Oh my god, dar de ce stau toți așa dintr-o dată? Nu știu. Ne atacă? Bă, eu cred că... Eu mai devreme am văzut o pasăre care zbura pe loc. Eu cred că aici e timpul oprit, în zona asta. În zona asta? Da. Dar dacă apar mai mulți... Mamă, nu știu ce zâmbet ciudat are... Mamă, dar uite cât de ciudat e că stă pe loc. De obicei ne atac. Încă unul. Bă, ăla e Cartoon Dog. Ăștia ne privesc doar. Uitați-vă puțin, nu ne atacă. Ok. Ceva suspect rău de tot se întâmplă aici. Ok, stați așa să verificăm situația. Timpul oprit în orașul acesta. Timpul oprit oare? Da. Hai să mă uit să văd dacă e ceva pe aici. Văd că aici e... Uite, micul Norpo. Norpo. Ok, asta e foarte ciudat. E foarte, foarte ciudat. Trebuie să plecăm din zona asta, poate și revine. Hai să plecăm de aici. Uite, hai să ajungem în orașul ăsta de aici de jos. Hai. Uite aici. Hai. Cred că din cauza posesorului care se află în acest oraș, se întâmplă ceva cu timpul. Aoleu! Știți? Deci cred că asta e faza. Cred că el oprește timpul, posesorul din oraș. Pentru că altfel, posesorul n-ai putea să preiei caracterele acestea, înțelegeți? Exact. Oricum eu vreau să... Deci știți că eu am mai fost Cartoon Cat în alte episoade. Episoade, da. Și aș vrea să devin Huggy în episodul de azi. Dar trebuie să-l găsim pe Huggy mai întâi. Și bine, să găsim posesorul. Că degeaba vine Huggy la noi dacă eu posesorul nu-l văd. Uite-l cum merge, Zici că e la el acasă, uite-l. S-a activat. Bă, dar câți Cartoon Cat sunt în zona asta? Nu știu. Am văzut deja câțiva. Deja destul de mulți. Ia, nu știu ce să zic despre chestia asta. Stai mă că îi dau cu biluță. Dai cu bombă, gata. Gata, mă. Până când crezi că te distrezi aici, domnule Cartoon Cat? Da, dispare. Bă, trebuie să găsim posesorul, deci hai să mergem pe stradă pe aici. Nu cred... Uite. Activa Cartoon Dog, activa Cartoon Dog. Dai. Deci ciudat cum în direcția aia nu... Trebuie să-l găsim pe Huggy. Huggy sigur o să apară prin zona asta, pentru că din ce am înțeles... Pe aici aș face veac în ultima vreme, de când l-am bătut data trecută. A venit în zona aceasta, ok? Deci trebuie să mergem să găsim pe Huggy. Oricum, Huggy cred că o să apară pe aici pe undeva, pentru că, v-am zis, este chiar din zona asta acum. S-a mutat în... aici, mai la țară, așa. Da. Uite o benzinărie. O benzinărie. Benzinăria Poseidon, amuzant. Văd că pe aici și-au făcut ăștia baze și tot felul de chestii. Oh, nu. Feriți-vă! Feriți-vă! E Cartoon Siren Head. Vedeți că ăsta vă mănâncă? Ia uite-l cum face! Doamne, dar e disperat! Ferește-te de el! Gata, uite, Cartoon Siren Head. Vedeți și sus acolo în colțul din dreapta. V-am zis că el e. Nu mai așteptam să apară ăsta. Ba da. Acolo s-a oprit. Văd un iepuraș. Da, e iepurele. Ai greșit data, a trecut paștere. Ia asta, mă. Asta nu ne atacă, fiți atent. Ba da, ne atacă. Mamă, îmi lăguia jocul. Ce că mi-a străcut. Doamne, ferește.
Ok. Cred că nu te vede decât dacă te apropii foarte tare de el. Asta mă gândesc. Acum, că... Te ia după sunet, probabil. Te apropii, știi unde să vină. Oare dacă te opreai, se oprea și el? Că nu te găsește? Posibil. Poate, da, poate ai dreptate să ia după sunet. Pentru că ai văzut că stătea pe loc și noi când ne-am apropiat de el, atunci abia și-a făcut șmecheria. Ce? Oh, no. Mi-a apărut ceva lângă mine, dar n-am văzut. Au chestia de aia neagră de sare și explodează. Purici. Ok, vai de capul meu. Haideți după mine, veniți încoace. Trebuie să găsim posesorul ăla rapid. Rapid, trebuie să găsim posesorul și să-l găsim pe Hagi, unde o fi. Nu-mi place zona asta. Oh my god. Dai. Ia uite, bă, ia uite, bă. Bă, cât arrange are chestia aia. Da, vezi că zici că e flamethrower ceva. Gata. Sunt ok? Da, veniți încoace, veniți încoace. Am o idee, oarecum pe unde ar trebui să fie posesorul ăla. Am o oarecare idee. Ok. Deci, posesorul ăla trebuie să fie undeva pe aici, prin zonă. Ia să vedem. Uite, acolo e posesorul, în partea aia de acolo. Acolo e? Da. Trebuie să trecem podul acesta, care e destul de ruginit, așa, aveți grijă să nu alunecați. Vedeți că sunt găuri în el. Da, exact, aveți grijă. Trecem podul acesta. Mamă, e ăla în care nu poți să tragi. Vedeți că se face ca un scut, mi-a dat cu ceva în cap. Ți-a dat-o. Unde? Băieți! Ce? Tu, au! Te-a făcut să zbori? Deci m-a aruncat, da. Da, știu că ăsta te face să zbori. Mam. Oh, aveți grijă. Ăla este foarte bun. Da, e foarte bun, doar că n-a murit, deci aveți grijă. Uite acolo, clădirea aia, acolo e posesorul. Eu uite-l pe ăsta. Bă, ce-i cu Thomas? Dar mereu apare Thomas în locuri de-astea așa. Thomas, ești bine? Neobișnuite. Și uite cum se uită cu ochii stânga-dreapta, gen... Voi sigur nu mă vedeți aici? Da. Sunt ascuns. Ok, nu trebuie să fac asta. Nu trebuie. Bă, unde pleacă? Thomas! Bă, a fugit! Unde s-a dus? Am putea spune că am pierdut trenul? Bă, nu ce... Thomas! A luat-o la fugă, Thomas! Avem bilet! Frate, a luat-o la fugă, Thomas! Hai să luăm posesorul ăla mai repede, hai, veni să încoace. Hai. A luat-o la fugă, Thomas! Aici e posesorul? Veniți pe mine. Băi, ciudată zona asta. Îl am. Îl ai? Sper să n-avem vreo surpriză. Uite, vezi? De aici l-am luat. Uite, vezi că și scrie. Aici e posesorul. Aici e... Poți să fiu o ușă? Îmi zice că aș putea să fiu o ușă. Aba, nu pot să fiu o ușă. Vrei să fiu o ușă? Ar fi fost amuzant. Da, mă gândeam să fiu o ușă, dar nu... Nu, îmi arată cu roșu ce nu pot să fiu, gen... Pe voi nu pot să dau posesorul. Pe unde ieșim? Pe aici, pe unde am intrat? Pe unde am intrat? Și acum să găsim. Pe orice... Oh, no! Oh, no. Ok, asta nu e de bine. Nu cred că e de bine. Ai zis că e în zonă, dar... Am zis eu, dar... Bă, tehnic vorbind, pot să-i dau posesul ăsta, dar nu cred că se mișcă. Deci dacă i-aș da, nu cred că m-ar ajuta. Astea sunt niște statuete, iluzii. Sunt niște iluzii. Nu e Hagi adevărat. Oulu, mai este unul acolo. Peste tot. Uitați-vă. Ia stai că vreau să dau zoom pe... Oulu, a mai apărut unul. Dar vreau să dau zoom pe fața lui. Mamă, cât de ciudat arată. Ia uite-te. Peste tot, deci efectiv de jur împrejur. Asta e șmecheria lui, mă, asta e șmecheria lui. Că dacă țineți minte și în episodul anterior, tot așa începeau să apară foarte multe de astea înainte ca el să înceapă să ne atace pe noi. Dacă țineți minte faza. Deci la fel a fost. La fel a fost. Dar Hagi, dacă cumva te prezinți pe undeva, o să devin eu Hagi. Deci, ia veniți încoace, poate, nu știu ce să zic. Nu-mi place zona asta, că-s prea mulți. Dacă se activează în sol. Păi vă dați seama că ne-a zărit că ne ducem să luăm posesorul și acum probabil este frică să apară. Uite-l! Mamă, cât de creepy. A trecut încolo și nu știu unde s-a dus. Lasă-l acolo! Dă-l! Yes, l-am luat! Da, ești Hagi! Eu sunt Hagi! Ia vezi, ia du-te și bate pe ăștia de aici. Ia stai că, uite, pot să dau first person, lol, cum se vede. Pot să dau, am observat acum mai nou că la pot să devin first person la caractere. Deci poate încercăm și pe Cartoon Cat dacă mai apare. Ok. Mamă, cât de ciudat se vede când alerg din first person. Merge așa pitit. Vezi, cocoșat așa. Ia, bate-l pe ăsta. Bate-l pe ăsta. Ia, stai așa. Dă-te de aici. Nu poți. Ok. Bă, vezi că se uite, se uită după mine, lol. Vezi că vine după tine să te bată. Bă, de ce vine după mine?
Asta că e două de meci, de fapt, lui. Că merge. Doamne, da, uite, îl bate ca o maimuță. Cine e? Doamne. Măi, merge ciudat rău de tot, Hagi, nu știu de ce merge așa. E amuzat rău. Și uite, dacă vreau, pot să mă și plimb, dar nu știu care e faza cu ăsta de mă urmărește. Te l-ai bătut și nu te iartă. Lul, păi și dacă îl bagi pe ăsta, vine și ăsta pe mine. Poți tragă în el? Hai, strânge pe toți, acum, dăm cu biluțul. Lul, ăla vine după pisica acum. Ce? Aolo, stai cu minte, bă. Da, tu vezi ce înalt e Hagi? Gen, mi se pare așa de ciudat că e foarte, foarte înalt. Ia, poate să sară? Asta e săritura. Da, poate să sară. Ok, interesant. Ok, asta e săritura. Și unele caractere au și posibilitatea de climb, adică să se cațere, dar ăsta nu pare că ar avea. Hai să mergem de aici, haide să mergem de aici. Hai, strângi și tu pe toți ca să se prime toți după tine, că arată ridicul. Păi, da, da. Zici că ai tu și armata. Armata de Hagi? Tu și armata, așa. Hai că faza e că trebuie să... Gata, l-am luat pe ăsta, l-am luat pe ăsta. Gata, eu te ia. Stai că nu să-l iau. Stai că nu să iau pe toți. Bă, cum arată, nu cred. Pleacă, Hagi, lasă-mă în pace. Ia. Ulu. Ha, mă, ia-l și pe ăsta. Gata, te-arăt, te-arăt. Așa. Ia, ia. Ok. Bă, nu cred cum arată. Okay. Să ieșeați doi. Armata de Hagi. Ok. Așa. Ok. Gata, ia uite-mă. Băieți. Haideți, băieți. Haideți, băieți. Să mergem. Gata, gata, l-am luat. Bine așa. Bine așa, băieți, veniți în coace. Veniți în coace, băieți, că e... Are zâmbetul ăla, este... Hai că trebuie să iau și pe ăștia de aici. Genial. Ha, mă, hai, veniți în coace și voi. Bă, nene, nu cred. Am armata de Hagi după mine. Gata, mă, și ăsta? Hai, hai și tu. Că te Hagi, lasă-mă în pace. Asta te vrea pe tine, nu știu de ce. Ca că tu ai tras în el prima dată, crezi, în cazul ăsta. Gata, cred că l-am luat. Gata. A rămas aia acolo, uite, dansează, nu știu ce fac. S-a blocat în ușă, stai că... Uite-i pe aia doi de acolo, zici că dansează împreună, uite-i. Doamne ferește. Stai că a scos poarta cu tot. Haideți, bă, Hagi lor. Ha, mă, că avem treabă, noi mergem la plimbare acum, ce zici? Haide, bă! Hai. Gata, s-a deblocat, s-a deblocat, hai. Gata, hai. Lasă-i hai, acolo, care nu vrea să vină, hai. Să nu vină. Dar dacă vine Cartunchet să mă bat cu el, Cartunchet, unde ești? Cum ar fi, cum ar fi? Cartunchet, arată-te! M-a auzit? Ia, hai să vedem! Cartunchet vs. Hagi! Armata de Hagi, ce să mai... Săriți, băieți, pe el! Luați-l! Luați-l! Bă, l-am făcut praf! Bă, nu cred! Păi da, tu crezi? Ia uite, am băieții mei aici cu mine, ia uite, ia! Ia uite! Mamă, cât de ciudat, cât de ciudat merge, și mi se pare așa dubios cum merge. Da, zâmbetul ăla e așa deranjat, știi? Dar tu ai zâmbet diferit față de ei. Da, pentru că ei zâmbesc doar și... Aoleu, ia pleacă, bă, de aici, că-ți dau acum de nu te vezi. Bă, lasă-mă, nu mai mă bate pe mine, că eu sunt din armata voastră. Yeah. Încerc să-l bat pe ăsta de aici, da. Dar cred că n-ajungi la ele. Ba da, l-am făcut praf. Gata, gata. Haideți, băieți. Hey! Haideți, băieți, să mergem. Ai grijă să nu pici. Că să nu cred. A zis să ai grijă să nu pici. Ai grijă să nu pici, da? Prea târziu ai grijă să nu pici. Ba, aș vrea să mă transform înapoi. Ia stai o secundă, m-am transformat înapoi. Vedeți că acum o să prindă viață el. Aolo, Mihai. Că aș vrea dacă cumva vine Cartunchet să mă transform și în el, să vedem first person dacă e. Max, sau cine nu mai e nimeni, gen, am revenit eu. Aolo, ai grijă, Mihai. Acum vezi că e Hagi adevăratul cum ar veni. Trageți în el dacă e, trageți cu tot ce aveți. Dar picior, bă, că nu-i văd unde are. Trageți cu tot ce aveți în el. Vai de mine. În picioare trebuie să-i dai, în picioare trebuie să-i dai. Da, în picior, dar nu-i văd vara de viață. A, gata, eu văd. Da, din picioare sare. Gata, am dat eu. Axe și mișcă, mă. Mamă! O să dureze ceva. Dar hai că nu mai are foarte mult, că eu i-am văzut bara de viață, e pe roșu. S-a dus unul. Mamă, păi dați mulți. Păi gata, ia uite, l-am luat. Bravo, gata. Cred că dacă l-am eliminat pe el, au dispărut și ceilalți, asta este faza. Da. Wow, ok, acum avem posesorul care apare, îl preluăm, care caracter apare, îl preluăm. Da, exact, exact. Unde e Mihai, că nu-l mai văd? Ah, lol, uite-l. Mihai s-a dus să se arunce. Ia uite-l pe Mihai. Ia uite-l, mă, unde stă? Vreau să-l iau pe Mihai, dar nu merge. Nu merge. Cum ar fi? Sunt curios ce alte caractere o să apar. Aoleu, ce a apărut? A apărut ceva, dar nu...
știu. Nu știu, a apărut ceva pentru o fracțiune de secundă, dar... Ok, acum că avem posesorul, ne distrăm. Asta facem. Ok. Distracție în episodul de azi. Hai să vedem trebușoara. O să mergem pe aici, o să mergem... Oulu. L-am luat eu. E un viermișor. E un viermișor, dar nu face mare lucru. Un loc cum sare. Pur și simplu merge pe aici, așa, dacă l-am scos. Sau păie și el și astea. Dacă l-am scos. Păi! Bă, gata, a venit direct pe mine. Da, nu știu de ce a venit pe tine, dar... Gata, mă, direct. Ia deci. Aaa, păi dar se poate fără tine azi? Cartunchetul. Ia-l. L-am luat. Hai să vedem din first person cum se vede. Lul, cum se vede din first person când văd mâinile și astea, lul. Mamă, cât de ciudat se vede. Ok. Wow. A, chiar cu asta poți să te cățăr, nu? Cred. Ia să văd că, cică, pe cât ai climb la chestii. Stai să văd că nu prea am clădire aici pe care să mă cățăr, dar am un stâlpul ăsta pe care și putea să mă cățăr, cred. Ia vezi. Stai să văd dacă merge cățărarea. Ia uite ce liniștit merge cartunchetul. Uite, bă, uite-l, mă. Vezi, chiar merge să te cățări. Deci așa se cățără cartunchetul. Acum am aflat și eu de pe ce tastă se cățără. Și faptul că pot să văd first person mi se pare foarte ciudat. Gen, chiar îmi văd mâinile, picioarele. E super tare. E ciudat rău de uite, acum mă simt și eu cum se simte cartunchet. Ia să mă, că l-arunc încolo. Du-te! Și gata, l-am... Eu am ieșit din el. Și unde ești? Vine. Nu știu, l-am aruncat. Vine. Unde? Nu vine. Sare gardul? Bă, nu, eu nu mai sunt cartunchet. L-am văzut că a plecat spre tine în momentul în care ai dat drumul. Nu, eu l-am văzut că l-am aruncat. Wow, ce e asta? Ia, vezi ăsta. Ăsta e ăla care aruncă cu... Dar e blocat, stai, să știți. Stai să-l scoatem, stai, cum îl scoatem de aici? Eu nu cred că-l poți să-l scoți, că e blocat, efectiv. Ba da. Wow, cum arată ăsta. Ia, poți să arunci cu rechini? Ia, stai că încerc. Ia. Poți să dau așa. Poți să dau, wow. Uite cu ce pot să dau. Și pot să văd first person? Nu pot să văd first person la ăsta, nu știu de ce. Să mergem pe aici, să vedem ce mai apare prin zonă. Ăsta-l vreau! Cum e cu ăsta? Mamă, cum e? E ciudat rău de tot. Deci, dar uite, tot așa, ia, vezi și tu? Că vezi că pare așa ca o undă în jur. Da, de ce pot să merg așa? Deci am mai multe camere. Am o cameră așa și am o cameră așa. Ce din zonă și ai? Și gen, eu pot să fac așa. Nu știu ce face asta. Asta trage pe voi cu de sus, cu meteoriți de sus. Și pe asta pot să fac așa. Și asta nu știu ce faci. Are viteză destul de mare. Vedea și pe aia în gărul are viteză mare. Sare destul de tare, dar nu știu cum să dau scutul ăla. Nu știu cum să-l dau. Se cațără ăsta? Nu știu. Nu prea. Ar trebui că e pe engine, adică. Ar trebui, dar mamă, cu ce viteză are. Vino la ăsta aici, la ăsta de apă, rezervor. Ce că se urci pe ăsta. Nu, nu vrea să se urce. Nu se urcă ăsta. Ciudat, bine. Bine, sare destul de tare, dar de cățăra nu se cățără. Stai că l-arunc, stai așa. Du-te! Gata. Am scăpat de el, l-am aruncat. Dar ce vine? Am văzut. Mum! Băi, pleacă-mă de aici, mă, urâtele. Ia, m-a ridicat! Pe tine, te-a luat pe sus, te-a aruncat. Vai de capul și de zile mele. Oleu. Bă, hai să fugim de aici. Eu zic că misiunea noastră a fost îndeplinită pentru astăzi. L-am luat pe Huggy Wuggy. Eu zic că a fost destul de amuzant când am avut armata de Huggy. Dacă v-a plăcut și dacă vreți mai folosim posesorul și în alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like, pentru că cred că putem să o prindem și pe iubita lui Huggy la un moment dat. Nu știu sigur dacă o găsim, dar cine știe. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!